Bună ziua, dragii mei! Sunt Diana Mămăligă și o nouă rundă de lecții în care vom vorbi despre clasicism. Clasicismul, după cum spuneam în lecțiile anterioare, este curentul literar și cultural care ține cu dinții de idei de rațiune, armonie și echilibru. Astăzi vom vorbi despre clasicismul din Moldova și nemijlocit despre scriitorul Constantin Stamati, autorul celebrei farse Neneaca, Coconașul, Ieși și Dascălul. Pentru început, o evocare. Comentați afirmația: copilul ajunge pentru părinții săi, după educația pe care o capătă, răsplată sau pedeapsă. Este afirmația lui Jean-Jacques Rousseau, celebrul umanist care a conturat ideea de necesitatea educației. Ce putem spune în acest sens? Un răspuns posibil ar fi: părinții sunt factorul determinant în formarea copiilor lor. Chiar dacă uneori copiii se formează în pofida unor realități, nu doar datorită altor realități. Educația pornește cu și de la părinți, fapt pentru care mai târziu părinții ori vor răspunde, ori vor primi recunoștință. Prin urmare, educația copiilor este o investiție pe termen lung, de cele mai multe ori una reușită. Ce este educația, de fapt? Este un factor care este provocat și conturat de mediu, de exemplu personal al maturilor de primă linie, părinți, bunici, de atitudinile unui om, despre aptitudinile lui, obișnuințele, perceperile, deprinderile, cunoștințele. Toate acestea formează educația. Ce înseamnă un ideal educațional? Fiecare epocă avea pentru sine formulat direct sau undeva iluzoriu ideea de ideal educațional. Formarea integrală a personalității, aceasta este scopul educației. Fiecare epocă avea un ideal educațional specific, vectorul acelui timp și acelei culturi. În clasicism, educația includea valorile epocii: bunul simț, măsură, morală, desigur dezvoltarea omului integru, binele și adevărul. Un nume notoriu care a ilustrat necesitatea educației într-o societate este Constantin Stamati, care a trăit între anii 1786-1869. Scriitor român din Basarabia, unul dintre membrii fondatori ai Societății Academice Române, actuala Academie Română, reprezentând Basarabia. Constantin Stamati a trăit la noi la Chișinău, mai târziu în nordul Moldovei la Ocnița și este probabil unul dintre cei mai ilustri oameni care au confecționat oarecum mentalitatea clasicistă în literatura română. A fost traducător, a promovat valorile clasiciste în cultură și în literatură. Constantin Stamati este celebru mai ales prin farsa pe care a publicat-o, conturând neajunsurile educației din acea epocă influențată de fanarioți. Titlul este Neneaca, Coconașul, Ieși și Dascălul sau cum era educația nobilor români în secolul trecut când domneau fanarioții în țară. Să ne amintim cu dumneavoastră niște elemente care constituie cheia lexicală a acestui titlu. Coconaș. Era vorba despre un urmaș al familiei de nobili, titlul dat de popor fiilor de boieri sau boierilor egal cu domn, adică un fel de domnișor, fiu de boieri. Dascăl, persoană cu calitate specială angajată a bisericii care preda într-o școală elementară, un fel de institutor. Noi vom întâlni pe acest dascăl care se va numi Bădița Vasilii și care mai târziu îl va educa la o școală din sat pe celebrul Ion Creangă. Neneacă, termen cu care se adresează copiii mamei, un fel de mămică în formă postmedievală. De obicei, neneacă era utilizat mai ales de acești coconi care își numeau mamele neneacă, adică un fel de neanea, care era influențat de formatul acesta lingvistic slav, cea care are grijă, între mamă și dădacă. Niște mame foarte protective, care mai sunt numite astăzi în psihologie mame elicopter. Prima datorie pe care am învățat-o a fost să respecte băbaca și pe neneaca. Este o expresie dată dintr-un exemplu de operă de Mihail Sadoveanu sau Vasile Alexandri are încă un exemplu de această neneacă în piesa Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă și în una din scrierile sale utilizează el următorul fragment: mai bine caută-ți de nevoie să-ți iei tălpășița până nu vine neneaca să-ți dă de ureche afară. Sau expresia populară: trai neneacă pe banii băbacii. Băbaca este o pereche a neneacă, adică tatăl protectiv. Despre ce vorbește opera? Subiectul operei, de fapt, ține de un singur eveniment. Un dascăl vine în casa unei neneacă să se ocupe de coconașul ei. Scopul este examinarea, evaluarea și învățarea. Ce face acest coconaș? Vine cu întârziere la propria lui examinare și evaluare. Neneaca, mama coconașului, invită un dascăl de format clasic, un dascăl moralist, un dascăl deștept, cărturar, să examineze și să evalueze cunoștințele coconașului.
Este și obiectivul dat acolo. Mineta vrea să-l învețe cât se poate de repede și de elementar, ca la toamnă să-l însoare. Cocoonașul apare cu ochiul vânăt, lipsit de șal, și vorbește despre faptul că toate lucrurile a dat săracilor. Slujnica, care apare pe parcursul piesei, descoperă de fapt mamii, care nu vrea să creadă că băiatul pierde la cărți toate aceste lucruri personale și banii îi pierde tot acolo. Dascălul începe să examineze coconașul ca să-și dea seama că coconașul știe foarte puțin, chiar mai puțin decât ar fi trebuit să știe un copil de două ori mai mic decât el. Ce este interesant este ignoranța demențială a acestor personaje, Nineaca și Cuconașul, și mai mult decât atât, absoluta lipsă de rușine pentru faptul că sunt atât de limitați. Până la urmă, dascălul care vine să examineze și îi se pune în față necesitatea unor studii foarte sumare, ca să nu zicem nule, dă bir cu fugiții pentru că înțelege foarte bine, este absolut imposibilă educația într-o astfel de perspectivă de mediu și de influență a părinților, care sunt la fel de limitați și la fel de lipsiți de necesitatea de educație. Ca și Cronotop, când are loc acțiunea? Ne spune chiar și titlul piesei, când domneau fanarioții în țară. Să ne amintim, epoca fanariotă este perioada istorică din secolul 18 și 19, în care unii dintre fanarioți, membri ai familiilor aristocratice grecești din cartierul Fanar, au fost numiți domnitori sau voievozi ai Moldovii și ai țării. Acești fanarioți au mulți cu putere laptele țării și au lăsat absolut secată de educație și de buget țară. Desigur, în acea perioadă în niciun fel nu se investea în educație, mai ales în educație din limba română. Ca și spațiu, atunci când este întrebat unde a călătorit, Coconașul spune cu mândrie: am fost la Botoșani, la Roman, la Bacău, trecând peste Bahlui, Jăjia, Siret. Și este vorba despre spațiul Moldovei de atunci, mai ales că el accentuează: știu de mititel că soarele din Moldova răsare și în Moldova apune. Argumentăm formatul clasic al operei. În primul rând, această piesă ne demonstrează foarte bine că respectă regula celor trei unități. Mai mult decât atât, respectă și principiul verosimilității. Ilustrează personajul cu o trăsătură dominantă de caracter care le subliniază tipul. Mama aceasta, elicopter, absolut lipsită de scrupule, lipsită de ideea necesității de educație și foarte protectivă. Băiatul, care este un depravat moral, un nătărău care toacă banii părinților pe jocuri de cărți și același format ca și mama, absolut lipsit de necesitate de educație, și sărmanul dascăl care încearcă cumva să le explic ce cât de necesară este educația și înțelege foarte bine cât de seacă îi este pornirea. De asemenea, piesa are un caracter critic și foarte moralizator. La finalul piesei, fiecare din noi înțelege cu ce se va solda lipsa de educație a fiecăruia. Mă propun o sarcină, să identificăm originea socială a personajelor antrenate în dialog. Așadar, întâi nobilimea locală, e vorba de Nineaca și Cuconașul, și reprezentații clerului și intelectualii, acesta este dascălul care încearcă din răsputeri să facă față provocării pe care i-a făcut-o Nineaca. Ca și concluzie, putem da ideea că educația era un privilegiu al păturilor sociale de sus. Cu toate acestea, unii din cei nobili ignorau necesitatea și importanța educației. Să cercetăm obiectivele de instruire și educație ale personajelor. Ce zice Nineaca? Nineaca zice: să-l deprinzi, aș ține grandețele sau finețele pe vârful nasului, ca un boier mare, și cât va mai putea el de sus. Să fie vorbăret, să nu-i tacă gura niciun minut, să știe pe de rost numele comedianților. Adică mama are tendința de a-și feri copilul de sforțări intelectuale, învățătura fiind mai mult pentru ochii lumii. Principala grijă constă în a-l deprinde să profite de poziția lui socială și obținerea diferitor privilegii. Mai mult decât atât, această Nineaca invocă ideea că multă învățătură va provoca mari dureri de cap copilului său, așa că ea nu este de dorit. Ce zice Coconașul? Se observă absoluta lipsă de obiective. E prezentă doar aroganța și lipsa lui de scrupule. El se consideră gata învățat, e plin de sine și arogant. El zice: eu știu tot și sunt cel din tâi între toți școlerii. Nu știu nicio regulă și nici nu vreau să-mi bat capul ca să le învăț degeaba. Sau zice: nu-i mai bine să fiu eu și boier mare și să fac ce-mi place în țară decât filozof ca dumneata care nu ai nimica? Avem aici foarte concret ilustrată ignoranța și lipsa de respect pentru oamenii învățați. Ce este cu acest dascăl? El tinde să educe un nobil integru, conturează necesitatea imperioasă a educației temenice. Îi spune el tânărului Coconaș: un Evgenie se cuvine să aibă și învățătură scolastică.
trei lucruri să înveți: moldovenește, religia și fapta bună. Ce este cu imaginea dascălului în această piesă? Imaginea dascălului este conturată într-o formă directă, de confesiune directă a dascălului într-o convorbire cu niniaca. Dascălui spune: eu sunt om onest și sunt dator să vă spun că cu cât cilibiul dumitale este avut și de soi înalt, cu atât iar ședea mai bine să învețe ceva mai cu sistemă decât zici dumneata, ca să nu se semneze cu un cal rău împodobit cu rafturi scumpe, pe care îndată ce îl despodobesc rămâne o gloabă nefolositoare și urâcioasă. Imaginea dascălui ține mai ales de idee de rațiune și cu atât mai mult de idee de bun simț. Nota finală a autorului este fenomenală în această piesă, pentru că ea de fapt încifrează toată morala piesei. Deci adaug iarăși: cât era de înădușită pe vremea fanarioților în Moldova simțirea cea mai sacră a iubirii de patrie și educația românilor, dar am trăit și am văzut cu întristare în timpul de acum altfel de civilizație, mai grozavă decât a grecilor, adică progresul turbat sau ultraliterar a unor tineri români ce nu cred nici în Dumnezeu, nici în dracu. Și nu se tem nici de cuget, nici de păcat și își bat joc de părinții lor, numindu-i retrograzi, varbări, și își bat joc de toți și nu sunt ca dânsii și apoi pierd ca muștile de nu au dus nici o roadă în lume. La nivel de feedback vă propun o provocare. Argumentați actualitatea piesei lui Constantin Stamati. Gândind asupra acestei sarcini, veți înțelege că piesa lui Stamati rămâne modernă și astăzi, în anul 2020, când există nineci și coconași care ignoră ideea pe care o aduce către ei dascălul. Vă mulțumesc! Aveți grijă să știți ce vă spune opera literară pentru formarea dumneavoastră înșivă. La revedere!